Vin încă, domnul profesor. Vă dăm cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumim, în primul rând, domnului primar pentru încrederea acordată acestor copii. Se pregătesc intensiv, prima lor apariție în public. Fiecare, abia anul ăsta, în primăvară, a pus mâna pe un instrument și încearcă să-i afle toate tainele. Sper eu că am reușit să vă facem o surpriză frumoasă astăzi. Deci mulțumim încă o dată domnului primar Bălăjel, Consiliului Local al Comunei Răucești, părinților, în primul rând, care îi susțin, și la o parte din copii le-au cumpărat instrumente și îi lasă să vină la această activitate. Mulțumim foarte mult și vrem să spunem acum un la mulți ani cu prilejul acestei zile festive a dumneavoastră. La mulți ani tuturor răuceștenilor și oglinzi, că înțeleg că amândouă aici una lângă alta. La mulți ani, la mulți ani Răucești, la mulți ani dragii noștri, la mulți ani domnule profesor. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru această bucurie, pentru emoțiile pe care le-ați transmis prin muzică. Aplauzele dumneavoastră vor încununa momentul deosebit care tocmai s-a încheiat și așteptăm pe scenă de nenumărate ori să ne încânte și să ne dăruiască din ceea ce înseamnă muncă. Domnule profesor, aplauze și Dumnezeu să vă dea răbdare, sănătate și putere! Vă mulțumim și noi! Această zi continuă și astăzi, doamnelor, domnilor, dragii noștri, premiem în continuare excelența. Premiem acei oameni care își dedică timpul, mintea, sufletul comunității. Îl invit alături de mine pe domnul primar Bălăjel pentru a amâna diplomele. În semn de prețuire pentru contribuția remarcabilă adusă la ridicarea prestigiului Comunei Răucești. Domnule primar, vă invit alături de noi. Diploma de excelență oferită de către Primăria și Consiliul Local Răucești. Deci avem o diplomă de excelență pentru doamna doctor Manolache Lidia, care fără dânsa nu am putea să fim așa vrednici, așa că din când în când mai trecem și pe la cabinetul dumneavoastră, să o aplaudăm și o invităm la lângă noi pe scenă. Avem diplomă de excelență pentru doamna doctor Apostol Teodora. O așteptăm lângă noi. Diplomă de excelență pentru domnul doctor Petre Ciudin de la Oglinz. Îl așteptăm lângă noi, dacă este. Domnul doctor Petre Ciudin.
Vă mulțumim! Sănătate, bucurii și răbdare alături! Diplomă de excelență în semn de aleasă prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute și contribuția remarcabilă adusă la ridicarea prestigiului Comunei Răucești. Vă așteptăm pe scenă să vă primiți diplomele. Clubul sportiv Speranța Răucești. Da, dar îi amintim, domnule primar, domnul președinte inginer Costel Chiriac. Eu știu că băieții de la clubul sportiv sunt în meci în momentul de față, undeva pe la Girov, și așteptăm cu drag, au anunțat prezența, că vor fi prezenți alături de noi, așa că vor ajunge și vom urca și pe dâns și pe scenă, că ne-au făcut bucuroși de fiecare dată, au ajuns până în Liga a treia și nu e puțin lucru. Invit pe scenă pe domnul director, profesor Anton Traian, la școala Răucești. Pe domnul director, domnul profesor Filip Gheorghiță, de la școala numărul 1 Oglinz. Pentru că avem o colaborare, zic eu, destul de sănătoasă și frumoasă, le îmânăm câte o diplomă și vrem să colaborăm și să fim unul lângă altul, așa cum am fost și până acum, pentru că acești copii minunați ai Comunei Răucești au nevoie să învețe bine și să aibă condiții bune. Și împreună putem face acest lucru. Domnule director, să ne trăiți într-o mulți ani. Dacă vreți să ne adresați ceva legat de ziua de astăzi. Bună ziua! Vreau să mulțumesc domnului primar comunității locale pentru sprijinul acordat școlii gimnaziale numărul 1 Răucești. Realizăm în fiecare an lucruri frumoase pentru comunitate. Încercăm să modernizăm școlile din Comuna Răucești, să le aducem la standarde europene, să oferim cea mai bună educație copiilor și să oferim Comunei Răucești un viitor luminos. Mulțumesc și la mulți ani! Bună ziua, vă spun și eu și am să încerc cu o remarcă. L-am felicitat pe domnul primar, o fac și acum, pentru modul impecabil cum și-a organizat ziua de astăzi, iar în numele elevilor și a distinșilor colegi, profesori, cadre didactice de la Școala Profesională Oglinz, sincere mulțumiri pentru diploma de onoare acordată. Vreau să spun că în ultimii ani școlari, la Școala Profesională Oglinz, au fost în derulare mai multe proiecte de extindere, modernizare a corpurilor de clădire. Chiar am beneficiat de o construcție nouă, grădiniță cu program normal, de program de dotare cu mijloace IT pentru toți profesorii și elevii, iar în acest an școlar, 23-24, avem două proiecte în derulare, avem finanțare prin PNRR și PNRAS-ul. Suplimentar, Școala Profesională Oglinz are și un proiect european, Erasmus, cu finanțare nerambursabilă în valoare de 67.000 de euro pentru elevi și profesori. Nu pot să închei fără a adresa dumneavoastră, răuceștenilor, dragi gospodari, să aveți o zi frumoasă, să aveți împliniri, un an cu multă sănătate și din toată inima, la mulți ani! Mulțumim, domnule director, mulțumim domnului primar, dar domnul primar rămâne alături de noi pe scenă pentru că vom premia excelența în ceea ce înseamnă învățătura, setea de cunoaștere. Dragi elevi, dragii noștri, vă mulțumim
pentru bucuria și pentru curiozitatea de a păși neînsetați pe acest drum al cunoașterii. În semn de aleasă prețuire pentru rezultatele deosebite la învățătură și activitatea educativă desfășurată în cadrul școlii Oglinzi. Vă invităm, dragi elevi, să vă apropiați de scenă, unde domnul primar vă va amâna diploma și darul pentru toată activitatea voastră. Chirilă Ioana, Maxim Cristian, Ioan Miruna, Bosancu Alexia, Ioan Ilinca, Tanasă Anastasia Maria, Rachieriu Andrei, Amariei Delia Georgiana, Munteanu Anastasia, Munteanu Bianca, Ionica Elena, Tănase Mihaela. Aplauzele dumneavoastră pentru acești copii minunați, pentru acești copii care pun pe primul loc, poate și pe al doilea și pe al treilea, dorința de cunoaștere, dorința de a evolua. Pentru că educația, se știe că pașii sunt anevoioși, însă rezultatele și acel vârf al muntelui unde vor ajunge, iar priveliștea pe care o vor admira, este deosebită. Și ei se bucură de pași mici și siguri. Acum, dragii noștri, urmează activitatea, rezultatele deosebite la învățătură și activitatea educativă desfășurată în cadrul școlii Răucești. Moisi Zavalike Alexandra, Luca Maria, care va recita imediat și o poezie pentru dumneavoastră, Popa Ștefania, Popa Estera Gabriela, Popa Robert Gheorghiță, Popa Ioana Justina, Moisi Denisa Ștefania, Diaconașu Daria, Manolache David, Stan Alexandru, Enciu Paul Sebastian, Negru Marian, Vornicu Alexandru, Celus Dumitru. Și până când domnul primar, împreună cu domnii directori, le mânează diplomele, o invit pe eleva, pe domnișoara Maria Luca, alături de mine. Maria Luca, aici, va recita pentru dumneavoastră și vă va spune câteva cuvinte din istoria poeziei E sărbătoare în sat la noi. Voi citi o poezie scrisă de doamna Teodora Doruța Pavel, fiica satului Răucești și autoarea viitorului volum de poezii Viața în oglinda timpului. E sărbătoare mare în sat la noi, mulțimea de prin jur se adună toți cei dragi acasă. E sărbătorită azi, comuna noastră. Ești și vei rămâne, leagăn pentru toți, leagăn al copilăriei noastre. Ești leagăn pentru fii, pentru nepoți și pentru cei ce ne privesc din zări albastre. E veselie mare, joc și voie bună, ne distrăm cu toții, azi, cu mic cu mare, căci nu vedem în fiecare zi, în comuna noastră, așa o sărbătoare. Se aduc sincere omagii pentru acei ce poartă în spate ani de aur, pentru acei ce cu sudor prin muncă aduc comunei noastre un tezaur. Din împrejurim, din satele vecine, de pe-al nostru drag meleag, vin să ne încântă astăzi, cântăreți, cu mare drag, dansatori ai școlii noastre, fii ai satului natal, vin să ne înveți pașii, dans în port, în popular. Curg grăvașe din văzduh, aduse din depărtare, de la fiii tăi făcuți, cetățeni demni de onoare. Se aud tobele bătând, imnul țării cum răsună și un cântec ostășesc al fanfarei din comună. Cântă trompetele ajale, trombonul sună zgomotos, fanfara ne amintește iarăși trecutul nostru glorios. Ne răscolește în suflet și simțiri și scoate din adâncuri triste amintiri despre bunici, părinți, pierduți și dați uitării, emoții pentru a noștri fii ce poartă haina țării.
Ne bucurăm cu toții de mândra sărbătoare, de sătenii noștri, de cei cu fruntea sus, de comuna noastră frumos înfloritoare, de bravi săi eroi ce dintre noi s-au dus. Îți purtăm cu cinste și mândrie al tău nume, vei rămâne în timp cu tineri de renume, cu căldură în suflet copiii să ți-i crești, să ajungi să fii destoinici ai comunei Răucești. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumim pentru frumoasele versuri, pentru emoționantele versuri. Pe dumneavoastră, stimați elevi, vă felicităm, aveți parte de respectul și de încrederea noastră în viitorul nostru. Aplauzele dumneavoastră pentru elevii Comunei Răucești, a satului Oglinz, să aveți sete neînsătată și o foame pe care s-o puteți hrăni doar prin cunoaștere. Vă mulțumim! Și mult, mult respect. Vă invităm să coborâți de pe scenă și îl invit pe domnul primar, care mai are câteva cuvinte de adresat unor oameni care, pentru care aș spune doar atât, cuvinte. Cuvinte, dar nu doar cuvinte, ci fapte. Fapte pentru că un primar, ca să aducă această bucurie în mijlocul oamenilor, atât a gazdelor cât și a oaspeților, are nevoie de echipă. Iar echipa sunteți fiecare dintre dumneavoastră. Domnule primar, mai aveați de amintit pe cineva? Da, într-adevăr, din câte am înțeles eu, a apărut la noi aici, în fața scenei, și noi îl văd, pe domnul fost primar al Comunei Răucești, pe familia Humă, care îi așteptăm aici, în mijlocul nostru. Vă rog să-i aplaudăm, tot pentru frumoasa vârstă de 50 de ani de căsătorie. Vă așteptăm. Rog. Vă urăm sănătate, bucurie și tot ce vă doriți să vă dea bunul Dumnezeu la mulți și buni ani împreună și de aici încolo. Să-i aplaudăm, dragii mei! Sigur că da, vă dăm și dumneavoastră microfonul. Cred că e cea mai mare greșeală când mi l-ați dat. Mulțumim, domnul primar, pentru ceea ce am primit. Dar vreau să spun că se spune nuntă de aur, dar mult mai strălucitoare au fost cei de acum 50 de ani. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns să trăiesc împreună cu soția 50 de ani. Mulțumim domnul primar și Consiliul Local pentru diplome, dar știți cum e diploma asta? Precum lumânarea la mort. Cum lumânarea nu învie mortul, așa diploma asta nu-mi elimină ghiba sau juliu. Vreau să mulțumesc în același timp și organelor de la primărie Răucești. Avem o primărie frumoasă, cu oameni competenți și îți face plăcere să te duci la primărie dacă n-ai taxa mare sau vreo amendă de plătit. Vă mulțumesc pentru tot. Vă urez multă sănătate și fericire. Secretul fericirii este iubirea de
între soți, iubirea copiilor, iubirea părinților, iubirea muncii, dar în primul rând iubirea față de Dumnezeu. Al doilea rând, iubirea față de primar și consiliul local. Iată ce frumos, au venit niște copii frumoși aici și cred că sunt nepoții, nu? Să vă trăiască, frumos, frumos. O să mergem acolo să facem o fotografie. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, pe aici coborăm, pe aici, să rămână. Iată că spun din nou, la mulți ani răucești. Au fost minute încărcate de emoție. Dați-mi voie să mă prezint din nou pentru cei care ați ajuns abia acum să vă bucurați de aceste momente, de această zi de sărbătoare. Numele meu este Simina Teodorescu și am venit cu drag, cu emoție și cu mult respect în suflet pentru tot ceea ce oferă, pentru tot ceea ce dăruiește comuna dumneavoastră, prin oamenii domniilor voastre, prin tot ce ați realizat aici. Primul pas făcut în comuna Răucești înseamnă bucurie, respect, recunoștință. Mândriți-vă cu tot ceea ce aveți în suflet și cu tot ceea ce dăruiți fiecărui om care vă deschide poarta și pășește pe aceste meleaguri. Mulțumim primăriei comunei Răucești, mulțumim consiliului local, mulțumim tuturor celor care ați făcut posibil acest eveniment și vă mulțumim dumneavoastră că astăzi ați ales să petreceți alături de noi și noi să petrecem alături de dumneavoastră o zi de sărbătoare. Sărbătorește românește! Unde altundeva decât aici, la Răucești? Iată că suntem la cea de-a 16-a ediție a unei zile de sărbătoare cu oameni în sărbătoare. Vă mulțumim! În minutele următoare, această scenă va prinde viață, va prinde culoare, va fi tot ceea ce înseamnă muzică, va fi tot ceea ce înseamnă sărbătoare. Pentru tot ceea ce se dăruiește astăzi și în fiecare zi, mulțumim, domnule primar, pot doar să vă spun multă sănătate, să vă dea Dumnezeu oameni pe care să vă puteți baza. Iar astăzi, dați-mi voie să spun că sunt alături de domnul primar și alături de dumneavoastră reprezentanții ai Consiliului Județean Neamț și ai Prefecturii Neamț. Da, într-adevăr, avem pe domnul subprefect Adrian Ciobanu, care a vrut să fie și dânsul alături de noi. Dacă vrea, îl invit chiar pe scenă să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Și am văzut și câțiva consilieri județeni care au vrut să fie astăzi alături de noi la ceas de sărbătoare. Vă așteptăm! Domnul subprefect, dacă mă auziți și vreți, vă rog, și ceilalți consilieri, vă așteptăm! Sărut mâna, stimate doamne, bună ziua, distinși domn. Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Îi mulțumesc domnului primar pentru invitație, un primar destoinic, așa cum îl cunosc eu de mulți, mulți ani. Și acest eveniment este în tonul a ceea ce știe să facă domnul primar. Vă felicit, domnule primar, pentru organizare. Este un eveniment superb și vremea ține cu noi. Sperăm să țină până la sfârșit. Ce să vă spun, la mulți ani, multă sănătate, bucurii și să ne vedem sănătoși și bucuroși la anul. La mulți ani! Vă mulțumim frumos, domnul subprefect, să ne trăiți. Să știți că eu de câte ori merg la prefectură și la Consiliul Județean, avem ușile deschise de fiecare dată și nu ies de acolo până nu vin cu situația clară și rezolvată, să știți. Dânsi și mă mai dau pe ușa afară, eu intru pe geam și tot așa. Până la urmă tot o rezolvăm. Avem și un domn consilier județean. Vă rog, adresați câteva cuvinte. Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație domnului primar. Am remarcat că anul ăsta este o organizare desăvârșită. Chiar felicitări pentru asta.
pot să vă spun și eu un gând bun, multă sănătate, mulți ani și tot așa. Mulțumesc! Mulțumim frumos, mulțumim, mulțumim, rămâneți alături de noi, vă rog. Noi așteptăm pe scenă mlădițe de folclor. Sigur, 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 nu pleacă, rămâne până diseară la focul de artificii. Haideți aici, haideți aici, întrebați. Oameni dragi, astăzi dați-mi voie să vă prezint o parte din programul, o parte din bucuria, culoarea, energia acestei scene. Bineînțeles că ne pregătim pentru momentele următoare, dar acest moment va fi doar peste câteva minute, timp în care colegii noștri de la sunet, de la scenă, și salutăm și vă mulțumim Global Stage, vă vor încânta cu muzică. Dar astăzi, într-o zi de sărbătoare, pe această scenă vor urca și vă vor dărui grupul Mlădițe de Folclor. Sunt Ziana Oșlobanu, Vasile Urzică, Gabriela Ujică, ansamblul folcloric Floricică de la Munte, Alexandru Brădățan, Codruța Filip, Andreea Hăisan, WhatsApp, Simona Manolache Ciuntea, formația Azur, Antonio Pican, Randy. Iată că se anunță o zi cu multă, multă energie, cu multă bucurie, o zi adevărată de sărbătoare. Acum noi vă sfătuim să vă așezați comod pe scaune, să povestiți, să vă bucurați de cei dragi pe care astăzi îi revedeți, iar noi ne vom pregăti pentru momentele următoare de spectacol. Până atunci, la mulți ani încă o dată!
așa mă bucam, păi așa mama m-a încălcat, ca să mi-a cântat, ca mai când îi joc în gat. Hai la hop și iară hop, trompet ca să joc, fac și botii cu noroc, mai și iară măi. Dar și eu îți noroc, poate că și bota nu mă lasă, păi scoate la joc din casă, mai și iară măi. Legate sau deslegate, nu mă să și e jucată, și cu nimeni nu mă întreptă și vreau și desleg. Și-mi-am dus și lumea.